mulțumesc mult și în continuare imnul academic, având în vedere că suntem în cadrul unui congres național. Să respirăm puțin și să putem începe rezumatul în mod corespunzător. Îi salutăm din nou pe toți cei prezenți online, care se loghează din numărul din ce în ce mai mare. Am să încep cu gazda evenimentului nostru, domnul primar Gheorghe Baciu, primarul orașului Slănic Moldova, gazdă al congresului pe de o parte și coorganizator al acestui congres. Domnule primar, aveți cuvântul. Distanță, că în sală ne putem auzi între noi. Da, bună ziua și bine ați venit la acest eveniment foarte important pentru localitatea noastră. Mulțumesc, în primul rând, organizatorului, practic, al acestei manifestări, pentru că la Slănic Moldova este o etapă de manifestare, dar Asociația Română de Balneologie, împreună cu celelalte două asociații de recuperare fizică și balneologie, sunt, practic, inițiatorii acestui proiect. Și eu sunt mândru că, de data aceasta, proiectul se desfășoară la Slănic Moldova. Și vom merge peste 3 zile la Techirghion. Mă bucur tare mult că asemenea manifestări se întâmplă și avem ocazia să valorificăm potențialul resurselor noastre naturale. Mulțumesc, doamnei consilier prezidențial. Vă mulțumesc mult. Apreciez că v-ați rupt din programul dumneavoastră și deja pot să spun că sunteți o prietenă a Slănicului, ne întâlnim de câtva timp aici și sunt foarte bucuros. Mulțumesc domnului deputat Mircea Fechet din Parlamentul României. Nu mai spun că sunteți prietenul Slănicului pentru că toată lumea știe acest lucru. Mulțumesc doamnei ministru secretar de stat, Tudorița Lungu, pentru că au reușit să ajungă astăzi aici. Mulțumesc celor partenerilor noștri, respectiv domnul profesor Onose și domnul profesor Bertean, cu care avem și o colaborare bună și în alte structuri asociative.
Mulțumesc celorlalți parteneri care suntem de partea recuperării medicale și a turismului balnear. Mulțumesc OPTBR-ului și Asociației Termalea, cu care noi avem semnate protocoale de colaborare. Mulțumesc domnului subprefect Narcis Șitaru, prezent astăzi aici, doamna Lavinia Miseilă, doctorand și adjunctul Inspectoratului Județean pentru Educație. Mulțumesc domnului director ABABEI. Mulțumesc echipei mele din primărie. Sunt aici prezenți oameni care au muncit pentru acest eveniment și apreciez foarte mult efortul dumnealor. Fără dumnealor nu aș fi reușit, bineînțeles, și nu vom reuși fără un suport al echipei. Mulțumesc presei prezente astăzi aici. O să vină și domnul profesor Stoica. Trebuie să-i mulțumesc și dumneavoastră de a lăsa am ocazia. Și bineînțeles, mulțumesc tuturor celor prezenți astăzi aici și sper să aveți la Stării Moldova câteva zile frumoase, atât ca și acumulare profesională, dar și în a vă simți bine în localitatea noastră. Da, este important ca aceste manifestări să se întâmple, este important ca cercetarea resurselor noastre și cercetarea în general de recuperare să aibă o dimensiune din ce în ce mai amplă. Aș vrea să îmi exprim bucuria că la Stării Moldova se întâmplă acest lucru și faptul că primăria Stării Moldova este un partener al acestui eveniment nu mă face decât să fiu mândru și să îmi exprim această bucurie nespusă, pentru că în modul acesta considerăm noi că se poate face se poate maximiza practic potențialul de recuperare medicală. Da, e adevărat că Stării Moldova este prima localitate din România care are licență de exploatare pentru izvoare de apă minerală la primărie și acest lucru ne poziționează într-o zonă în care putem să ne implicăm și cu resurse financiare, pentru că nu sunt puține resurse pe care noi le-am pus anul acesta în acest congres, dar și cu cercetarea medicală și celelalte aspecte care, dacă ar rămâne în zona de competitivitate economică, poate nu ar fi atât de creatoare, generatoare de plus valoare și atunci agentul economic nu ar avea intenția să dezvolte, să cerceteze resursele. Respectiv, noi astăzi avem și două lucrări, o lucrare finalizată și cu ocazia aceasta mulțumesc Universității de Medicină, de Universității Vasile Sandi din Bacău. M-am dus cu gândul imediat să mulțumesc universităților, dar o să o facă domnul președinte, pentru că este din zona dumnealui, dar în special aș vrea să apreciez că acum 2 ani de zile s-a pornit acest proiect și el este finalizat și astăzi o să îl vedeți pus în practic rezultatul cercetării. Nu? Avem garanția că apa de la Stării Moldova poate fi îmbuteliată. De altfel, acum 100 de ani, mai bine de 100 de ani, în 1906 avem documente, au plecat peste 40.000 de sticle de apă minerală de la Stării Moldova și noi vrem să reluăm acest lucru un mod de a valorifica apa care de altfel curge la pârâu, îmi place mie să spun, adică nu-mi place să spun, dar spun acest lucru mai tradițional așa, este bine ca aceste medicamente practic să fie valorificate cât mai mult. Și a doua lucrare de cercetare pe care o să vă prezinte domnul Munteanu, domnul președinte, și sper ca acest aspect să fie doar un început și îmi propun să facem asemenea lucrări de cercetare, să cercetăm, să după ce le-am certificat, cercetarea este obligatorie. Ea a fost înainte de 89 foarte bine făcută, dar am pierdut niște etape. N-am pierdut totul, respectiv le refacem și vreau să mă amintesc că
dacă la primăvară reușim să punem în funcție mofeta, pentru că noi avem licență de explorare pentru izvorul 3 și gazul mofetic, atunci vom reuși, practic, să aducem capacitatea de recuperare medicală la nivelul anului 1989. În sensul acesta, aș vrea să ne dăm seama cu toții câtă nevoie este de solidaritate, de o acțiune comună și aș vrea, pentru că avem aici oameni importanți, decidenți, președinție, guvern, parlament, să subliniez faptul că în cadrul Asociației Stațiunilor Balneare, Asociația Primăriilor din România, care au potențial de recuperare medicală, de tratament balnear, s-au discutat foarte mult aceste aspecte și în sfârșit avem un grup de lucru și mulțumesc doamnei secretar de stat care coordonează acest grup de lucru împreună cu Ministerul Sănătății, cu Ministerul Muncii și Ministerul Dezvoltării, unde și bineînțeles Casa de Asigurări de Sănătate, Institutul Național de Recuperare Fizică și Balneologie, pe care îl salut, domnul Dima, sper că ne urmărește pe online. Și acest grup de lucru are ca scop conștientizarea situației în care suntem noi astăzi la nivel național, dar și, bineînțeles, planuri și măsuri concrete pentru acest fapt. Și pentru că avem ocazia să fim văzuți și auziți în presă, aș vrea să vă spun că doar două statistici. România are 63 de paturi de recuperare medicală la 100.000 de locuitori, comparativ cu Germania 360 de paturi, Franța 260, Polonia 210. Și în aceeași statistică europeană, datele acestea sunt publice pe site-ul Uniunii Europene, unde spune la ce vârstă populația începe să se trateze cronic, la ce vârstă luăm medicamente. Acolo Germania începe la 71 de ani, așa o medie de a lua medicamente, dar românii încep la 59 de ani. Acest lucru trebuie să ne îngrijoreze și să ne facă să dezvoltăm foarte repede capacitatea de tratament balnear. Noi avem, nu mai intru în amănunte, avem niște un plan și avem niște solicitări concrete și chiar săptămâna trecută a fost o întâlnire în acest grup de lucru, dar sper ca foarte repede să se întâmple lucrurile și foarte repede această recuperare medicală, sanatorială, pentru că la momentul acesta domnii din zona medicală cunosc, dar aș vrea să spun că toate paturile sunt amestecate. Noi avem paturi de sanatoriale amestecate cu paturile de spital, ceea ce nu este... ne amestecă și atunci nu ne putem diferenția. Solicitarea noastră expresă este ca paturile, așa cum se face și în alte țări, paturile de stațiuni balneare să fie scoase din numărul județean național de paturi, în așa fel încât să putem dezvolta. Pentru că este de cel puțin 3 ori mai mare costul unui pat într-un spital de recuperare medicală comparativ cu recuperarea medicală în sanatorii, unde și Casa de Asigurări plătește foarte puțin și costurile sunt mult mai mici și pentru faptul că există și o componentă de coplată și chiar insistăm pe acest lucru, pentru că nu e corect ca 100% statul să plătească, dar e bine ca statul să asigure un minim de plată statul, Casa de Asigurări. Noi insistăm pe această direcție pentru că din această cauză noi plătim impozite și plătim
destul de mult. Nu vreau să intru în mai multe detalii, o să avem ocazia pe parcursul conferinței. Aș vrea să exprim încă o dată mulțumiri pentru toți cei prezenți astăzi aici. Nu am ratat ocazia să-mi exprim un gând și din partea Asociației Stațiunilor Balneare. Noi tocmai în luna aceasta avem prima etapă de proiect în Polonia, câștigat un proiect european și ne vom împărtăși cunoștințele împreună cu Polonia, Grecia, Italia și Spania. Și am mai fost în vizită de documentare și cunoaștem cum se fac aceste lucruri în alte țări și sunt țări care pot reprezenta un model de bune practici și sper ca și astăzi și zilele acestea să îmbunătățim parcursul pe care îl avem, parteneriatele pe care le avem și, bineînțeles, să avem rezultate cât mai curând posibil. Vă mulțumesc încă o dată mult și toată aprecierea mea pentru tot efortul pe care îl faceți fiecare dintre dumneavoastră în sensul acesta. Mulțumesc! Domnule primar, vă mulțumim foarte mult. În continuare, aș dori să o invit pentru un cuvânt din partea președinției pe doamna consilier prezidențial, conferențial dr. Diana Loreta Paul. Doamna consilier prezidențial, vă rugăm, aveți cuvântul. Bună dimineața tuturor! Stimate domnule primar, domnilor profesori, onorat prezidiu, distinși invitați, dragi colegi. Vă mulțumesc în primul rând pentru invitație și îmi face o deosebită plăcere să mă aflu astăzi la Slănic Moldova pentru a vă prezenta mesajul administrației prezidențiale. Ați creionat un program științific cuprinzător cu teme complexe și de actualitate pentru care vă felicit. Recuperarea medicală, serviciile de spa și de relaxare au un rol din ce în ce mai important în societatea modernă și mai ales în contextul preocupărilor privind îmbătrânirea activă. Un alt aspect important pe care aș dori să-l aduc în discuție îl constituie recuperarea medicală în contextul creionat de pandemie, care a dus cu sine, iată, necesitatea introducerii unor servicii de recuperare post-COVID, la care de asemenea trebuie să ne gândim. România are un potențial balneoclimateric enorm, numărându-se printre țările europene cu cele mai variate și mai bogate resurse. Ape termominerale, namoluri, gaze terapeutice, saline și laguri. Din păcate, aceste resurse sunt insuficient valorificate. Piața turismului medical, deși este în creștere, este departe de adevăratul potențial. Conștientizarea și valorificarea avantajelor competitive pe care le deținem, confluența a două domenii aflate la perspective de dezvoltare deosebite, sănătatea și turismul, au o importanță deosebită. Avem domenii de nișă și centre de excelență care pot oferi servicii medicale la standarde internaționale. Avem un potențial balneoclimateric și natural și avem, iată, profesioniști de excepție. Vă felicit așadar pentru organizarea evenimentului de astăzi, pe care îl privesc ca pe o extraordinară oportunitate de schimb de bune practici, de creare de punți de legătură, de networking și de facilitarea accesului la noutăți din domeniu. Și folosesc acest prilej pentru a-i saluta pe toți cei conectați online, pe cei din sală, pe invitații din străinătate și în mod special pe colegii noștri din Republica Moldova. Vă doresc mult succes în aceste zile încărcate de activitate științifică și vă mulțumesc încă o dată. Vă mulțumim foarte mult pentru cuvintele dumneavoastră. Știu că sunteți întotdeauna alături de noi, încă de la începuturile noastre cu privința congreselor. Ne amintim cu toții de congresul de la Palatul Parlamentului, primul congres mondial de balneologie. Și dați-mi voie, cu această ocazie, doamnă consilier prezidențial, să vă numesc inima balneologiei românești. Mulțumesc foarte mult!
este diplomat de onoare a Congresului și inima balneologiei românești este în felul acesta. Vă mulțumim! O dedic tuturor pacienților din România care au nevoie de ea. Pentru că de la nivelul președinției trecem la nivel executiv, aș dori în continuare să o invit pentru un scurt cuvânt din partea executivului pe doamna secretar de stat de la Ministerul Turismului. Bună dimineața tuturor, bună dimineața și celor care sunt astăzi în online. O mare onoare pentru mine, domnule președinte, să-mi faceți invitația de a participa la acest congres. Este până la urmă și o preocupare a Ministerului Antreprenoriatului și Turismului de a colabora cu specialiștii din domenii, iar dumneavoastră, domnule președinte, și mulți profesori universitari și specialiști din turism au început o activitate laborioasă, zic eu, cu Ministerul, în sensul modificării cadrului legal național pentru a ajuta ca tratamentul balnear să fie și mai puternic dezvoltat în România. Foarte multă lume are nevoie de acest lucru. România are și resurse umane prin mari specialiști, medici în medicină fizică de recuperare și balneologie. De asemenea, are și resurse naturale și antropice. Are tot ce îi trebuie ca să se dezvolte pe tratamentul balnear. Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are în strategia sa ca principale probleme și direcții de dezvoltare stațiunile balneare, zona balneară a României și domeniul schiabil. Foarte curând, hotărârea de guvern va fi, care reglementează lucrul acesta, va fi modificată și apare în monitorul oficial foarte curând. Este deocamdată pe circuitul interministerial. Avem promisiuni că toată lumea înțelege importanța acestui cadru legal. De asemenea, tot ca și sprijin pentru dezvoltarea zonelor balneare, este o schemă de minimis lucrată de Ministerul Antreprenoriatului și Turismului, care vine să ajute mediul de afaceri care lucrează în turism și se dezvoltă afacerile în stațiunile balneare cu ajutoare de minimis până la 200.000 de euro, reprezentând 50% din cheltuielile eligibile ale investițiilor ce urmează să le facă în domeniul turismului, în zona de primiri turiști, dar și în echipamente care să modernizeze bazele de tratament din stațiunile balneare. Încă o dată vă salut pe toți, vă doresc succes la lucrările congresului și încă o dată spun că sunt tare, tare onorată să fiu alături de dumneavoastră, specialiști în medicină fizică de recuperare și balneo. De asemenea, avem grupuri de lucru, asta am uitat să spun, cel mai nou grup de lucru constituit la nivelul președinției, de unde fac parte reprezentanți specialiști ai Ministerului Sănătății și ai Ministerului Antreprenoriatului și Turismului, cu scopul de a lucra la reglementări care să permită acreditarea tratamentului balnear la nivel european. Vă mulțumesc încă o dată tare mult! Vă mulțumim și mai tare mult pentru cuvintele frumoase pe care le-ați adresat congresului nostru. În continuare, având în vedere că am pornit de sus, că am pornit de la nivel de președinte, la nivel de executiv, ajungem acum și în Parlamentul României. Îl invit în continuare pe domnul deputat Pechete pentru câteva cuvinte pe care să le adreseze congresului nostru. Domnule deputat, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Bună dimineața tuturor, stimată doamnă consilier prezidențial, doamnă secretar de stat, domnilor profesori universitari și domnule subprefect și nu în ultimul rând domnule primar. Bună dimineața, vă spun și eu, vă mulțumesc foarte mult pentru invitația de a participa la
acest congres național. E adevărat că nu particip în fiecare duminică la un congres național de balneologie și de medicină, așa că sunt cu atât mai bucuros și mai onorat să mă aflu aici, cu atât mai mult cu cât Slănic Moldova este una dintre preocupările mele principale, asta întâmplându-se, bineînțeles, ca urmare a atâtor discuții pe care le-am avut cu primarul Gheorghe Baciu. Cred că dacă în toate celelalte domenii ale medicinei putem să observăm un progres semnificativ față de anii 90, este ușor îngrijorător, sau poate putem să folosim și cuvinte mai grave, să aflăm că în legătură cu Slănic Moldova, la peste 30 de ani de la Revoluție, facem eforturi formidabile ca să ajungem acolo unde eram în 1989. Și având în vedere aceste lucruri, mă simt obligat ca în calitate de parlamentar, în calitate de băcăuan până la urmă, pentru că avem norocul de a avea la noi în județ această perlă a Moldovei, cum o numim noi, stațiunea Slănic Moldova, care nu oferă doar confort și liniște, așa cum oferă majoritatea stațiunilor, ci oferă și sănătate, să facem toate eforturile care țin, bineînțeles, de Parlamentul României pentru a pune tratamentul balnear acolo unde îi este locul, respectiv la loc de cinste în medicina românească. Vă mulțumesc încă o dată, domnule primar, pentru invitația de a participa la acest eveniment. Sunt convins, uitându-mă și simțindu-mă copleșit totodată de lista participanților la aceste lucrări, sunt convins că rezultatul va fi unul pe măsură, pe care îl așteaptă toată lumea. Vă urez și eu, în numele Parlamentului României, mult succes și să ne revedem la cât mai multe astfel de evenimente. Mulțumesc! Dacă îmi permiteți, nimic, domnul rector de la Universitatea Vasile Alexandru, îmi cer scuze că v-am amintit de universitate, dar vă invit să veniți mai aproape de noi, așa că așa e, suntem gazde, deci trebuie să fim, mă rog. Nu l-am salutat personal. Nu vreau să intru peste tot. Ok, mulțumim mult de tot. Vă salutăm cordial, domnul director, pentru prezența dumneavoastră alături de noi la congres. Dați-mi voi în continuare să prezentăm un mesaj din partea domnului rector al Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila, din București. Doamnelor și domnilor, distinși invitați, dragi prieteni, mă bucur nespus să văd o preocupare atât de intensă din partea dumneavoastră față de atât de importanta și indispensabilă ramură a medicinei atribuită complexelor procese de reparare medicală. Dacă această manifestare deosebită poartă denumirea generică de Congres Național de Medicină Fizică, de Recuperare și Palmeologie, cred că îi putem atribui cu toții titulatura de maraton științific al recuperării medicale, atât prin multitudinea lucrărilor ce vor fi prezentate, cât mai ales prin numărul extins al zilelor alocate acestui eveniment, ce va parcurge multe sute de kilometri la Slănic Moldova și până în frumoasă stațiune Techirion. Iar această distanță nu poate fi decât un alt atribut în construcția termenului de maraton, dar și una dintre indicațiile principale în recuperare medicală, și anume mișcarea.
pentru a da continuitate scrutinării a locuțiunii dedicată acestui eveniment, mă opresc să vă aduc salutul cordial personal, deși am întregii comunități academice a Universității de Medicină și Farmacie Carol Davila din București și să le transmit totodată organizatorilor sincere felicitări pentru curajul și dăruirea de a organiza un astfel de maraton științific. Indiferent de specialitățile în care sunt tratați pacienții, prin procese non-invazive sau invazive, într-o proporție foarte mare, la finalul căreia procedurilor terapeutice sau în tandem cu acestea, este imperios necesară integrarea pacienților într-un program specific de recuperare medicală care să conducă în mod firesc fie la o vindecare mult mai rapidă, fie la o vindecare etapizată sau, în cazurile grave, la deschiderea unor perspective sustenabile în vederea îmbunătățirii substanțiale a calității vieții. Dacă privim în ansamblul medicinei fizice, de recuperare și al balneologiei, întâlnim cu pregătire pacienți cu grave afecțiuni neurologice, în principal fiind vorba despre un accident vascular cerebral sau despre traumatisme craniocerebrale, iar în cazul reabilitării acestor pacienți putem discuta despre impunerea unor echipe multidisciplinare formate din medici neurologi, asistente medicale, kinetoterapeuți, logopezi, psihologi, asistenți sociali, care să evalueze complet pacienții și care să asigure un tratament individualizat de recuperare neuropsihologică. Chiar dacă recuperarea medicală a pacienților este una complexă, costisitoare și de cele mai multe ori de lungă durată, importantă este redarea stării bune de sănătate și reîntoarcerea acestora în societate și într-o normalitate cotidiană firească. Vă mărturisesc faptul că ieri am participat și la un eveniment medical din domeniul neurologiei pediatrice, organizat de către doamna profesor Dana Craiu, în care principalele dezbateri au vizat epilepsia și bolile neurologice rare, dar mai ales creșterea reciprocă a gradului de empatizare între medic și pacient. Și cred că noi toți trebuie să punem un accent deosebit pe această zonă de interes comun în care să interferăm cât mai mult și cât mai des cu pacienții noștri. Așa cum bine știți, una dintre cele patru facultăți ale Universității de Medicină și Farmacie, Carol Davila din București, Facultatea de Moașă și Asistență Medicală, are în componența sa și specializarea balneofiziokinetoterapie și recuperare, specializare care poate fi catalogată ca aliant principal între Universitatea noastră și bazele medicale de la Tehnic Iorgie Forie, unități pe care vă invit să le vizitați în cele două parte a manifestării dumneavoastră științifice și vă asigur că veți întâlni acolo clinici de recuperare medicală superpozabile unor centre europene de top. Mulțumindu-vă pentru invitația de a vă putea adresa și astăzi câteva cuvinte și de a vă mulțumi totodată pentru efortul susținut de care ați dat și sunt convins că veți da dovadă întotdeauna în ceea ce privește recuperarea medicală și bunăstarea pacienților noștri, închei scurtea mea locuțiune prin a vă aminti ceea ce spunea marele profesor Iuliu Hațeganu, de la dispariția căreia se împlinesc chiar astăzi 63 de ani, medicina este știință și conștiință încălzite de iubirea față de oameni. Vă mulțumesc! Vă îi mulțumim mult, domnului rector. În continuare, alături de noi este doamna profesor Anca Galation. De data aceasta online am făcut trecerea de la vorbitor fizic la vorbitor online și, prin urmare, am să o rog pe doamna profesor Anca Galation, decanul Facultății de Bioinginerie al Universității de Medicină și Farmacie Grigore T. Popa din Iași, să ia cuvântul și să fie puțin alături de noi. Îi mulțumim tare mult, o invităm la cuvânt. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Sunt bucuroasă și mândră să mă aflu într-un colectiv atât de înalt și bine pregătit. De la început pot să spun că sunt chiar un pic invidioasă că nu sunt lângă dumneavoastră acolo, într-un cadru magic, așa cum a prezentat și domnul primar și dumneavoastră și ceilalți invitați.
În urmare, domnule academician, onorat prezidiu, domnilor profesori, doamnă consilier, domnule primar, doamnelor și domnilor manageri de spitale, într-adevăr ne aflăm într-o zonă extraordinară pe care o apreciăm foarte mult, ne mândrim cu ea și trebuie să facem totul pentru a o ridica. O vreau păruros să aflu de la domnul primar că suntem abia la nivelul, sau mai avem un pic până să ajungem la nivelul anilor 80-90, însă noi ca universitate și ca facultate depunem toate eforturile pentru a ridica acest domeniu, un domeniu extrem de util, așa și cum și domnul rector de la Universitatea Carol-Davila a prezentat. Ce ar trebui să remarcăm este faptul că și în acest an, așa cum în fiecare an din 2017, de la prima ediție a Congresului, și în acest an, Congresul de Balneologie are o puternică componentă educațională. Și spun acest lucru atât prin prisma specificului, a temelor, lucrărilor științifice care se vor prezenta, cât și în considerare componența participanților. Am văzut participanți din țară, din Cluj, din Craiova, din București, din Oradea, din Galați, din Constanța, din Bacău, din Suceava. Suntem toți acolo. Deci, noștri din Republica Moldova. Deci, geografic, suntem cu toții bine reprezentați la acest congres. Sunt peste 130 de lucrări științifice, cu o tematică variată, de la medicină alternativă la sănătate publică, de la factorii terapeutici naturali până la interesantele și sofisticatele metode de studiare, de analiză, de procesare a rezultatelor și de publică medicală. Prin urmare, cum aborda alte intervenții care fac parte din balneologia românească și internațională. Succes și aceste ediții pentru dată salut toți colegii care sunt acolo, prezenți și online. Sunt convinsă că nivelul acestui congres va depăși celelalte edicții ale anilor trecuți, prin prezența dumneavoastră și calitatea a materialelor pe care vom modia împreună. Succesul. Vă mulțumim foarte mult, sală, sunt aplauze, nu știu dacă se aud și online, vă mulțumim tare mult pentru cuvintele frumoase pe care le-ați adresat congresului nostru, vă mulțumim că sunteți alături de noi, știu că o faceți în fiecare an și sunteți prezent cu trupul și sufletul alături de noi. Vă mulțumim tare mult! Simt ca o gazdă! Deși nu sunt... Vom fi cu acordul dumneavoastră și gazdă la congresului atunci când vom face acest eveniment la Iași. Cu siguranță vom avea ocazia să împărtășim această emoție fizică în cadrul unui oraș deosebit care este Iași. Vă mulțumim tare mult! Vă mulțumim mult! Mulțumim mult de tot! În continuare, aș dori să invit la microfon pe domnul rector al Universității Vasile Alexandridești din Bacău. Am trecut un pic printr-un tur al universității, am zis să ne oprim și noi. Onorat prezidiu, distinși participanți. Cum spunea și domnul primar, acest congres de medicină fizică, recuperare și balneologie are o importanță deosebită, deoarece este mai important să
prevenim apariția unor boli decât să le tratăm. Prin balneologie se poate face profilaxie. Acest lucru l-am constatat chiar pe propria mea persoană. Toți părem sănătoși, dar suntem insuficient investigați. Când ajungem la un medic, acum vin de la Băile Felix, am fost investigat și mi-am dat seama ce bine este o cură de o cură balneo pentru sănătatea tuturor. De asemenea, și Universitatea Vasile Alexandri din Bacău pune un accent deosebit pe recuperare. Avem două secții în acest sens, secția de kinetoterapie și terapie ocupațională. Deoarece doar recuperarea medicală nu este suficientă, mai trebuie să vină și recuperarea motorie, recuperarea socială, pentru ca individul să fie redat înapoi societății. În acest sens, am depus câteva proiecte pentru a putea identifica anumite probleme de postură a tinerilor, deoarece bolile nu apar la 50 de ani, 60 de ani. Recuperarea nu se face doar la bătrânețe. În zilele noastre văd că începe de la vârste foarte fragede. Chiar la universitate vin foarte mulți pacienți, foarte, foarte tineri, care au nevoie de acest tratament. Doresc succes acestui congres. Felicit organizatorii, mai ales această îmbinare de la munte la mare, este o idee excepțională, chiar mi-a plăcut. Felicitări și mult succes încă o dată lucrurilor congresului. Vă mulțumim! Vă mulțumim mult, domnule rector. Transmit colegilor din online că toate lucrurile noastre sunt transmise în direct prin YouTube, așadar pe pagina congresului pot urmări în direct lucrările noastre. În continuare, dați-mi voie să prezint mesajul domnului rector al Universității Dunărea de Jos din Galați. Ne-a transmis un mesaj pentru debutul congresului nostru. Dați-mi voie să-i dau să pornesc acest mesaj. Tehnica, din păcate, nu e de... Stimați colegi, vă rog să-mi permiteți ca numele Universității Dunărea de Jos din Galați să urez succes Congresului Național Anual de Medicină Fizică, Recuperare și Balneologie. Activitățile universității noastre, atât prin Centrul de Recuperare din cadrul Facultății de Educație Fizică și Sport, și prin activitățile specifice din Facultatea de Medicină și Farmacie, sprijină și în același timp se constituie într-un partener de nădejde pentru toate preocupările științifice și educaționale ale acestei largi, interesante și moderne abordări ale medicinei și recuperării. Specialiștii din universitatea noastră vor participa și, în același timp, suntem interesați de discuțiile, ideile și schimburile de opinii care vor avea loc cu ocazia acestui congres. Vă mulțumesc pentru invitația de a participa adresată experților din Universitatea Dunărea de Jos din Galați. Sunt sigur că, la nivel calitativ, se va înregistra un progres evident față de toate celelalte ediții anterioare, așa cum am fost obișnuiți. Mulțumesc domnului profesor Onoase în mod special pentru sprijinul pe care l-a acordat în continuu universității noastre. De asemenea, mulțumesc tuturor celorlalți experți, cadre didactice și specialiști la nivel național și internațional cu care lucrăm, cu care suntem parteneri și cu care dezvoltăm împreună activități de cercetare și de training de foarte mare calitate. Succes încă o dată și numai bine!
Mulțumim mult domnului rector pentru frumoasele cuvinte pe care mi le-a adresat. În continuare, din partea Universității Ștefan cel Mare din Suceava, o facultate de medicină proaspăt înființată prin domnul decan, adresează câteva cuvinte congresului nostru. Bună ziua tuturor participanților la acest eveniment important, atât celor prezenți fizic, cât și cei din mediul virtual. Mă numesc Mihai Covașă și sunt decanul Facultății de Medicină și Științe Biologice de la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, cea mai tânără facultate din domeniul de sănătate și medicină din România. Deși avem programe de studii din domeniul de sănătate de 12 ani, în acest an aniversăm al doilea an de la înființarea oficială a acestei facultăți, unde pregătim studenți în 7 programe, 6 la licență, nutriție și dietetică, balie fizioterapie, asistență medicală generală, tehnică dentară, biologie și biochimie și masterat în nutriție și recuperare medicală. Doresc să mulțumesc organizatorilor și în special domnul profesor Munteanu pentru invitație și pentru oportunitatea de a fi prezent la acest congres, precum și doamnei doctor Sărișteanu, colega mea de la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ștefan cel Mare, care mi-a făcut cunoștință cu acest congres și cu tematica care va fi dezvoltată în zilele următoare. Îmi face o plăcere deosebită, fiind pentru prima dată când particip la un astfel de congres în balneologie. Mă bucur și mai mult căci mi s-a oferit ocazia să-mi diversific și area mea de cunoaștere, specialitatea mea fiind în fiziologie gastrointestinală. Așa după cum toți știm, în prezent asistăm la dezvoltarea specialității de recuperare, medicină fizică și balneologie, în contextul unor noi abordări de medicină integrativă, folosirea unor tehnologii și metode moderne care contribuie la recuperarea funcțională a pacienților cu diferite patologii, folosind o abordare holistică. Dacă inițial balneoterapia, de exemplu, sau alte proceduri de recuperare se foloseau în principiu în prevenirea, tratamentul și recuperarea afecțiunilor musculoscheletale, acestea se folosesc acum pe o scară mult mai largă în prevenirea, tratamentul și recuperarea în afecțiuni dermatologice, în boli imunoinflamatorii, în boli cardiovasculare, în sindromul metabolic, în afecțiuni neurologice, precum și în recuperarea pacienților cu afecțiuni psihiatrice. România are un potențial balnear enorm, dar insuficient explorat, reprezentant de resurse naturale, ape minerale, terapeutice, ape termominerale, nămoluri și turbe, caze mofetice, precum și peisaje deosebite. Dar nu în ultimul rând, resursa umană, care este ambițioasă, ingenioasă, cu expertiză și cu capacitate creativă și profesioniști în domeniu. Din păcate, acest potențial nu este pe deplin folosit, iar cercetarea fundamentală și critică în aceste domenii, deși a cunoscut progrese, este încă destul de limitată și în fază incipientă. Dacă în unele domenii cunoaștem efectele clinice ale unor anumite terapii, în anumite patologii, mecanismele fiziologice, metabolice, moleculare, care contribuie la aceste efecte, sunt mai puțin cunoscute. De aceea este foarte important să susținem alocare de fonduri pentru proiecte de cercetare în aceste domenii și de a valorifica acest capital pentru îmbunătățirea stării de sănătate a oamenilor în ultimul rând. În acest sens, programele de studii în plan fizioterapie, în fizioterapie, recuperare medicală, au un rol extrem de important în pregătirea viitorilor specialiști care să se implice în cercetarea fundamentală și clinică. De asemenea, este foarte important
colaborarea între noi, între specialiști, în diferite domenii, pentru a extinde aia de cercetare. Iar cu siguranță acest congres reprezintă mediul ideal pentru schimbul de idei și de inițiere de astfel de proiecte și de concepte pentru proiecte de viitor. My apologies at the end for speaking in Romanian to my international colleagues. I'm really impressed by the richness of the program, the diversity of the talks, and of course the activities and the camaraderies that will take place in Romanian, which are only Romanian and specific Romanian, in some of the most beautiful areas of the country, which is very fitting for such a conference. I'll miss it this year, but I hope to have an opportunity next time. Thank you again for the invitation, and I wish you all a very successful conference. Îi mulțumim mult domnului decan pentru frumoasele cuvinte, dânsul ne le-a transmis din America și îi mulțumim de asemenea și pentru cuvintele adresate colegilor noștri din străinătate. Am să închei periplul universităților prin a invita în continuare la cuvânt pe reprezentantul Universității Titu Maiorescu, alături de noi domnul președinte conferențiar dr. Dan Blendea, pe care îl invit să adreseze câteva cuvinte și din partea Universității Titu Maiorescu din București. Vă mulțumesc! Atât din partea Universității Titu Maiorescu, cât și a Societății Române de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, adresez un bun venit colegilor, atât în mediul online, cât și pentru cei prezenți, onoratului prezidiu, la propriu și la figurat, baciului acestei organizări exemplare, care adaugă în colierul, în colanul frumuseților balneoclimaterice românești și nestematele Slănicului, cu tot cu perla Carpaților Orientali. Și aș vrea să-l felicit pe domnul primar cu această ocazie pentru minunatul cadou care ni l-a făcut, aducându-ne nostalgic la o perioadă în care aceste cărțulii le avea fiecare pacient care venea în stațiunile balneoclimaterice și m-a impresionat, nu în ultimul rând, acest jurnal de impresii de la final. Din punctul nostru de vedere, cuvântul și sintagma unică este minunat. N-am să vă țin foarte mult, aș vrea să fac însă o remarcă pe care cred că și domnul profesor Onose a sesizat-o. Am fost foarte atent la locuțiunile tuturor, atât cele televizate cât și cele prezente. Nimeni nu a folosit termenul de reabilitare medicală. Probabil că s-a și împământenit, probabil că asta este denumirea firească și curentă a acestei specialități. Factorii de decizie și de influență prezenți aici, sper să țină minte și câteva vorbe pe care le-am spus eu vizate de acest lucru acum, pentru că sper că acest congres să patalameze încă o dată ideea că această specialitate, așa cum a fost fondată și a fost creată și pe care noi am preluat-o și am continuat-o ulterior cu mândrie națională, trebuie să poarte denumirea românească de recuperare medicală. Ceilalți termeni de medicină fizică, balneofiziochinetoterapie, balneoclimatologie, bineînțeles că pot fi adiționați și pot fi mulați exact pe specialitate, dar termenul pe care l-ați folosit cu toți, chiar a fost atent, nimeni nu a spus altfel, este de recuperare medicală. Și poate că lucrările acestui congres și esența prezentărilor în acest context național vor accentua încă o dată faptul că o denumire corectă cu care să se mândrească și medicii care practică această specialitate ar fi cazul să se reitereze, mai ales că avem și Institutul Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie. Din partea Universității Titu Maiorescu și a Facultății de Medicină
o deschidere enormă pentru acest congres. De fapt, văd aici și fost absolvenți ai Universității Titu Maiorescu. La urma urmei nu mai contează facultățile în care absolvim. Important este ce devenim după, cum ne formăm, cum progresăm și cum contribuim la susținerea acestei specialități deja mai mult decât necesară, a spune, în absolut orice unitate sanitară. Poate la acest congres vom creiona din punctul de vedere al societății române și ideea implementării câte unui nucleu de recuperare în absolut orice unitate sanitară, stațiune sau nestațiune balneoclimaterică, pentru că am văzut că evenimentele medicale din ultima perioadă au dus la stimularea și accentuarea activității acestei specialități și doamna consilier prezidențial ne-a amintit de maladia secolului, de acest COVID, care a impus o revizualizare, o readaptare a gândirii și vis-a-vis de recuperarea cardiacă, de recuperarea cardiorespiratorie și recuperarea post-COVID. Să sperăm că am scăpat de acest flagel, dar de recuperare să sperăm că nu vom scăpa niciodată. Domnul primar amintea de niște statistici vis-a-vis de anumite țări. Cu glumă spune că probabil statisticile sunt acolo, noi suntem mai mici în statistici pentru că nu suntem așa de bolnavi. Vă referați la numărul de paturi alocate recuperării, înseamnă că la noi sunt mai puțini bolnavi care au nevoie. Nu, din păcate avem foarte mulți bolnavi cu nevoie de recuperare. Din păcate numărul de paturi alocate recuperării este foarte mic în momentul de față. Din păcate această repartiție națională și județeană, cum ați amintit-o, nu este încă foarte bine echilibrată și de asta se creează și o transumanță medicală și o glisare permanentă a pacienților dintr-o parte în alta, și aici mă refer la clinicile de recuperare pură, nu la stațiunile balneoclimaterice, aici venim în funcție de afecțiuni. Dar să sperăm că viitorul este aproape de noi, sub egida acestui congres și sub auspiciile științifice ale celor ce se vor prezenta aici, vom face încă un pas către colierul stațiunilor balneoclimaterice românești și un pas către progresul acestei specialități. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi tare mult pentru cuvintele adresate congresului nostru. Sunteți oricum gazdă a congresului, coorganizator. În continuare, am să vă rog să ascultăm un mesaj din partea domnului academician Constantin Ionescu Târgoviște, președinte de onoare, alături de domnul profesor Onose al congresului. Congresul anual de medicină fizică, recuperare și balneologie, balneoterapie în ultima instanță, este unul din congresele care s-au concretizat în ultima vreme și pe recuperarea defectelor neuropsihice care au afectat populația globului în ultimii 2 ani. Cred că va fi unul din subiectele atinse de acest congres, pe lângă problematica de bază a balneologiei și balneofizioterapiei, care are un câmp larg de problematică, și profesorul nostru este un activ actor în acest domeniu. Și pe de altă parte, ca membru al Comitetului Director al Asociației Medicale Române, este un constant sprijin al medicinii românești. Face parte din bordul acestei reviste Proceedings of the Romanian Academy, unde a publicat numeroase articole. De ce este importantă această specialitate și acest congres în acest moment? Pentru că pandemia de COVID a afectat
destul de grav sistemul nervos central, aspectul psihic al omului și uneori chiar afecțiuni ale aparatului osteoarticular. Este motivul pentru care se deschide un câmp nou de abordare a unei tematici care va face, a făcut deja obiectul unor lucrări monografice, sper că va face și obiectul unei, cel puțin mici monografii în acest domeniu, în care profesorul Onose este expert, specialist și cu entuziasmul pe care îl are și pe care îl cunosc de multă vreme, s-a dovedit că întreprinde temeinic și cu plus valoare domeniul de activitate pe care îl conduce și care anual pune la punct problematica respectivă. Eu urez succes congresului care se va desfășura sub auspiciile acestei asociații și așteptăm cu mare interes ca rezultatele, concluziile acestui congres să fie pregătite și pentru Proceedings-ul Academiei Române și poate într-o publicație de specialitate, în așa fel încât cât mai multă lume să beneficieze de informațiile necesare celor care se pot adresa stațiunilor numeroase, de altfel, pe lângă Techibiol, numeroase altele din țară, care pot aduce beneficiu sănătății celor care au atât de mult nevoie de ea. Eu urez încă o dată succes congresului și așteptăm cu interes concluziile pe care le vom mediatiza și noi la timpul potrivit. Vă mulțumesc și încă o dată urez succes congresului dumneavoastră. Dragi colegi, după cum ați putut vedea și pe site-ul congresului, acest eveniment s-a bucurat de auspicii din partea a 11 universități din România și Republica Moldova. Partea aceasta de auspicii am încununat-o, zic eu, cu cuvinte din partea domnului academician Constantin Ionescu Târcoviște, din partea academiei și din partea Asociației Medicale Române și cel de-al doilea președinte al congresului nostru, pe care, pentru ca evenimentul să fie just și perfect, dânsul trebuie să aibă, să conchidă cu câteva informații, cu câteva cuvinte adresate congresului nostru, îl invit în continuare pe domnul președinte de onoare al congresului, domnul profesor Gelu Onose, să adreseze un cuvânt evenimentului nostru. Domnule profesor, aveți cuvântul. Vă mulțumesc! Stimați distinși invitați și participanți, în primul rând vă mărturisesc că chiar eu puțin mă simt copleșit de cuvintele domnului academician Târgoviște, un distins și eminent colaborator și, dar spunem, părinte spiritual al nostru de multă vreme, inclusiv când am organizat în 2016 Congresul Mondial de Specialitate la Palatul Parlamentului, doamna consilier și aduce aminte, era lângă noi. Tot ceea ce s-a spus aici mă obligă să încep printr-un citat, nu-l aveam în program, să zic așa, dar cum a folosit domnul rector al nostru de la Carol Davila un citat din Hatiegan, o să citesc și eu din Socrate, care spunea că scurtimea e măsura înțelepciunii. Prin urmare, mă obligă la o scurtare drastică a cuvântului meu, ca să ne încadrăm în timp, deși, pe de o parte, mă ajută tot ceea ce s-a spus, pentru că s-a spus deja foarte bine, dar, iarăși, pe de altă parte, mă provoacă la o serie de discuții care sper să le avem.
domnule primar, toate felicitările pentru dăruirea și pentru profesionalismul. Vă spuneam, această monografie extenso, plus caietelul pentru pacient, plus remarca faptului că, într-adevăr, și nu suntem deloc nostalgici, dar până în 89, un milion de români beneficiau de tratament balnear. Și încercăm să închidem un cerc, să ne întoarcem, dar n-aș vrea să ne întoarcem, pentru că evoluția este întotdeauna spirală. Și eu cred că ceva totuși am învățat. Și, repet, nu vreau să lungesc discuția, dar m-a provocat ca om care am avut imensa onoare istorică, aș putea spune, să fiu directorul Institutului Fost de Medicină Fizică de Recuperare și Balneoclimatologie și pe care, în anul 2000, prin ordonanța 109, la care am scris cu mâna mea, bună parte, și am promovat-o ca director, a devenit Institutul Național de Recuperare, Medicină Fizică și Balneoclimatologie, denumire pe care o poartă cu cinste și în prezent, în pofida unor turbulențe de tip reabilitare, dar nu vreau să dezvolt subiectul aici, în fine. Și, într-adevăr, la vremea respectivă punea problema că, sigur, noi întotdeauna, și nu e chiar bine așa, dar în fine, învățăm din experiența altora. Și a tot fost citată Germania, care, într-adevăr, este o țară de vârf, inclusiv din punct de vedere balnear. Păi acolo, administrarea factorilor naturali o au primării. Lucrul acesta, la nivelul anului 2000, nu era copt. Dar iată, avem Parlamentul aici, care poate ajuta să relansăm niște lucruri din Ordonanța 109, care era cea mai modernă la vremea respectivă și a fost elaborat ca prim act normativ înaintea Italiei, de exemplu. Tot Parlamentul, cu altă configurație, în 2002, când a transformat-o în lege, a eliminat capitolul de inspecție balneară și, ca atare, legea actuală este o șiruire de intenții bune. Sper că acest grup de lucru să ducă și la reașezarea reglementărilor normative pe coordonatele optime și care au putut face din România o destinație pentru turismul balneogeriatric de sănătate de top, inclusiv ca prestigiu, inclusiv ca aport valutar. Nu vreau să mai dezvolt subiectul, dar că am fost director general adjunct al Institutului Național de Gerontologie și Geriatria în Aslan, vă spun că în anul 1978, numai acest institut aducea aproape 20 de milioane de dolari anual. Bun, gata cu, că după aia mă lungesc. Din fericire, după 2 ani și jumătate de restricții nesfârșite cu această pandemie care pare că nu se mai termină, deși eu sper că se termină, că ne-am săturat așa, deci avem acest congres în care ne putem bucura fizic de prezența fiecăruia omenești așa cum e normal. Sigur că am învățat ceva și menținem formatul hibrid, astfel încât o mare parte din participanți, inclusiv din România, dar și din străinătate, pot să participe și ei online. Avem experiențe deja, congresele de la an la an cresc în performanță, spunea și colegul și prietenul, și iară o scurtă paranteză, niciun caz nu vreau să capitalizez, suntem toți o echipă, rolul președintelui Costel Munteanu, rolul președintelui Cornel Blender, sunt extraordinare în organizare și în conceptualizare, așa că suntem echipă. Avem anul ăsta cele mai multe universități care au dat auspiciile, 11, și nu vreau să pierd ocazia să vă spun că nu folosim decât credite europene. Acreditat pe acest congres, ca și cele precedente, de către Uniunea Europeană a Specialităților Medicale. Ceea ce permite caracterul internațional al congresului, pentru că toate sunt universal transferabile, inclusiv în România, unul la unul cu Colegiul Medicilor. Un număr absolut record de 44 de credite. Nu cred că există niciun congres din România care să aibă atâtea credite. Și o noutate academic-organizatorică sesizată deja, apropo că ne și inspirăm din alte... Vă mărturisesc că mi-a venit ideea să dezvoltăm, știți că în penultimele și ultimele congrese întotdeauna au fost puțin biloculate, la Cluj-Napoca cu Turda, la Galați cu Râmnicu, cu Lacul Sărat,
dar acum am prins curaj să facem la sute de kilometri distanță. Vă mărturisesc că am văzut la un moment dat un congres care a fost 3 zile în Belgia și o zi în Olanda. Și atunci, why not, să fim și noi europeni, mai ales că avem pe frații noștri din Basarabia care sunt proaspătă țară candidată oficial la Uniunea Europeană și îi vrem alături de noi toți urmări. În fine, vreau să punctez de asemenea că am început celebrarea centenarului, apropo de, nu numai de resursele naturale imense ale României, între un sfert și o treime din totalul factorilor fizici, chimici, natural, terapeutici, ci și o valoroasă, extrem de valoroasă resursă umană. Învățăm de la alții, dar cred că și alții ar trebui să învețe de la noi, de exemplu, unitatea specialității noastre, care este o mare valoare și achiziție în plan inclusiv conceptual. Bun. Și, deci, avem, începând de anul ăsta și la anul, celebrarea centenarului societății de profil, fost asociate de hidrologie, corifeul specialității noastre, profesorul Hannibal Teohari, iar în 2024 vom sărbători centenarul Institutului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneoclimatologie, înființat în 1924, al doilea institut din Europa după Franța. Ca să nu mai vorbim că Asociația Medicală Română este a treia după Danemarca și Anglia din Europa. În fine, vă invităm călduros, mulțumim tuturor sobităților și personalităților care se află la prezidiu, precum și impresionantului panel internațional de prestigioase personalități, din care citesc doar pe președinta actuală a Societății Internaționale de Medicină Fizică și de Recuperare, profesoara Francesca Gimignano, care va intra în direct în sesiunea internațională, într-una dintre sesiuni, și pe președintele PAS, imediat PAS prezident al Societății Internaționale Mădurii Spinale, doctorul Chandra din India. Și închei prin a vă invita cât mai mulți la prima sesiune de recuperare științifică româno-italiană, care va avea loc în zilele 21-22 octombrie la Băile Felix. Vă mulțumesc! Vă mulțumim, domnule președinte. În continuare, predau ștafeta pur și simplu domnului primar, pentru că el, domnul primar, este împreună cu o echipă locală, cu domnul subprefect. O să vă rog mai departe să mă ajutați la derularea ceremoniei de deschidere. Știu că este și o lansare, scurtă lansare de carte, dar în primul rând dați cuvântul și autorităților locale, preluați ștafeta de... Mulțumesc frumos, domnul președinte. Da, foarte emoționat și impresionat de cuvintele frumoase. Aș vrea să subliniez că avem aici, adică încă o dată, domnul subprefect, vă rog să ne spuneți câteva cuvinte ca să avem și un mesaj din partea județului Bacău. Și vreau să mă mândresc așa că primăria Stănii Moldova are 2 angajați profesori universitari, respectiv domnul profesor Stamate și domnul profesor Ababei, care acum ocupă și postul de director al Direcției Județene pentru Educație Fizică și Sport. Dar este și profesor la Facultatea de Educație Fizică și Sport la Bacău, ceea ce ne dă și o dimensiune foarte bună din perspectiva formării profesionale, pentru că e una să ne formăm așa după urechi, este alta să ne formăm profesionist. Vă rog, domnul subprefect, și cu scuzele de rigoare, așa e forma prezidiu ăsta mai micuț, așa, dar locul dumneavoastră este ca și cum ar fi la prezidiu. Nu e o problemă. Bună dimineața, încă mai dimineață. Stimată domnule primar, stimată doamnă consilieră prezidențială, doamnă ministru secretar de stat, domnule deputat, distinși invitați, aș vrea să vă urez în nume personal și al instituției prefectului bine ați venit în județul Bacău și mai ales bine ați venit în orașul stațiune de interes național Slănic, Moldova. N-aș putea să spun mai multe decât câteva foarte puține cuvinte. Dacă până acum 6 ani în orașul stațiune Slănic, Moldova, praful și multe alte lucruri nedorite dănuiau pe aici, prin zonă, iată că după mult timp primarul Gheorghe Baciu a reușit să transforme orașul într-o, din nou, să spunem, într-o perlă a Moldovei.
și îl felicităm foarte mult pentru că a creat astfel de evenimente și parteneriatul creat astăzi aici prin a aduce un asemenea congres va oferi în principal și bineînțeles prin desfășurarea evenimentelor de astăzi și a prezentărilor de soluții pentru viitor, să ofere de fapt într-un final cetățenilor ceea ce au nevoie, o soluție la problemele medicale. Încă o dată vă felicit pentru organizare, vă doresc mult succes astăzi și să ne vedem sănătoși și cu alte evenimente. Multă sănătate! Mulțumesc, domnule subprefect, cei din urmă ca și cei din tâi. Da, sper să mai avem 2 minute din programul nostru. Mulțumesc încă o dată pentru mesajele frumoase și aș vrea să închidem această deschidere a congresului. Această ceremonie. Apreciind și valorând munca domnului profesor Stoica, pe care îl invit aproape aici lângă mine, domnul profesor. Domnul profesor Stoica este băștinașul nostru, născut la Comănești, trăiește la Târgu Ocna, dar o să vă spună dumnealui monografia localității Stănii Moldova, de altfel prima enciclopedie, mă scuzați, domnul profesor, că dumneavoastră i-ați dat această titulatură, enciclopedie înregistrată deja la nivel național, prima enciclopedie unei stațiuni balneare din România, s-a născut la ideea de a face această carte. Și trecem la lansarea acestei cărți de cură. Acum 3 ani de zile, asistenta mea mi-a spus că am găsit pe internet niște vederi despre Stănii Moldova originale. Nu ați vrea să le cumpărăm? Bineînțeles că am fost de acord și odată cu cele 64 de vederi originale pe care le-am primit, o colecție foarte frumoasă pe care o să o punem la muzeul nostru din Stănii Moldova, Muzeul Apelor Minerale, am primit o carte de cură care a fost primită, a fost distribuită pacientului Berberian, ceva din București, în 1942. Și am rămas impresionat, acolo erau și rețetele, erau și chitanțele în original, inclusiv prescripțiile medicale. Și cartea de cură m-a inspirat, pentru că acolo erau instrucțiuni, erau anumite informații pe care pacientul le primea în momentul în care venea la tratament. Respectiv, nu trebuie să avem o fundație sănătoasă pe care să dezvoltăm recuperarea medicală și atunci mi-a venit ideea, bineînțeles l-am contactat pe domnul profesor Stoica și s-a întâmplat că din această carte prima dată a ieșit enciclopedia și i-a venit rândul după aproape un an de zile și acestei cărți de cură, care va fi, bineînțeles, îmbunătățită cu alte informații. Așa că, domnul profesor, vă mulțumesc din suflet pentru ceea ce faceți, ce ați făcut și ce faceți pentru Stănii Moldova și apreciez foarte mult perseverența dumneavoastră și public vă spun că îmi cer scuze dacă informațiile pe care dumneavoastră le-ați solicitat sau anumite puncte de vedere, anumite ok-uri pe care le-ați solicitat nu au venit la timp, dar administrația înseamnă multe, multe lucruri, nu vreau să mă scuz, dar sunt foarte bucuros. Și aș vrea, pentru că s-a vorbit aici despre cercetare medicală, este foarte important. Sunt bani europeni pe cercetare, foarte mulți bani. Rog toți, pentru că avem așa o bucurie să fie toate universitățile prezente, fizic sau online, să încercăm să facem asemenea parteneriate în care resursele noastre naturale să fie cercetate din cât mai multe perspective. Pentru că este păcat de această binecuvântare a lui Dumnezeu care sunt aceste ape care practic curg 99,9, nu pot să dau un procent, dar ele practic se risipesc. Și folosesc o comparație, nu știu dacă este doar administrativă, noi interpretați medical, decât să iei un pumn de pastile, poate că mai bine ar fi să bei 2 pahare cu apă minerală terapeutică. Și apropo de rețete, în 1942, medicul care a recomandat apele, i-a recomandat pacientului să bea dimineață 50 de mililitri de apă de la un izvor și 150 de mililitri de la alt izvor. În interpretarea mea neprofesionistă,
acel pacient a făcut un cocktail de izvoare minerale în stomacul lui și acel medic a știut să îi administreze aceste ape care, din punct de vedere chimic, s-au transformat imediat într-un beneficiu. Nu vreau să insist mai mult, domnul profesor, vă dau cuvântul să răspundeți câteva vorbe despre această carte. Distinse doamne și distinși domn doctor, sunt onorat să particip la un asemenea congres. Exact acum 86 de ani, la Slănic Moldova, se țineau cursurile de perfecționare a Institutului Național de Balneologie, sub coordonarea profesorului Gheorghe Tudoran de la Iași. Era a doua sesiune după cea de la Sovata din 1935. Deci Slănicul poate să reia o veche tradiție de organizare a unor asemenea manifestări medicale de înaltă ținută. Aș porni, ca formație sunt un istoric enciclopedist, așa cum era Giurescu și alți mari istorici în trecut, sau Iorga. De la istorie la izvoare, pare cale lungă, dar în momentul în care descoperi miracolul apei, totul se stopează. Scriitorul Jean Bart, celebrul scriitor unic în literatura română, pentru cărțile sale care evocă călătoriile marine, romanul Europolis este un reper, se destăinuia, zice, am descoperit izvorul străbunicului meu. E vorba de serdarul Miralucă Spiridon, care în 1801 a descoperit izvorul numărul 1. De aici am coborât pe Valea Slănicului la Târgovna, unde am descoperit izvoarele bunicului meu. E vorba de Năstăsache Mihail, care descoperise cele 7 izvoare minerale de la Târgovna. De acolo am coborât pe Trotuș și Sret la Dunăre, de aici în mare și am ajuns mai departe până la ocean. Noi putem porni de la acest miracol care este apa minerală și să descoperim un întreg univers. Pentru mine a fost o provocare proiectele domnului primar și la început am avut oarecare rezervă, fiind prins în multe alte proiecte, dar până la urmă perseverența și impactul pe care asemenea demersuri le poate avea asupra unui număr foarte mare de oameni, m-a făcut să mă apropii și să lucrez la o asemenea carte. Nu-i pentru prima dată când abordez izvoarele Slănicului, dar în lucrări diferite. În Enciclopedia Văii Trotușului am investigat toate izvoarele din județ, din bazinul Trotușului și sunt destul de multe. Arealul cel mai important fiind aici la Slănic, 21 de izvoare minerale descoperite, după aceea Târgovna, Paina Sărată, Moineștiul, urmează ca număr de izvoare minerale. După aceea am mai publicat un ghid turistic vizual al Văii Trotușului, în care stațiunile nu puteau lipsi și, bineînțeles, izvoarele minerale. Ce veți descoperi în carte? Că e enciclopedia, că este cartea de cură, avatarurile acestei stațiuni balneoclimatice, momentele de apogeu, de strălucire, de decădere, explicațiile necesare. După mine, apogeul stațiunii a fost la Belle Époque, cumpăna secolelor 19-20. Atunci Slănicul era comparat în privința apelor minerale de băut cu Carlo Vivari,
cu Vichy, cu EMS, deci iar în plan balneologic, cu Francis Bat, cu Elioben, celebrele stațiuni din Europa Occidentală. Enciclopedia oferă fațete multiple în care stațiunea poate fi urmărită de-a lungul celor peste două veacuri de existență. Cartea de cultură se dorește a fi o carte practică în care cel care dorește să folosească proprietățile terapeutice, dar la indicația medicului specialist, ceea ce este subliniat în mod expres, are posibilitatea să cunoască și puțină istorie legată de izvorul respectiv, când a fost descoperit, cine au efectuat analizele chimice ale apelor, să vadă compoziția chimică la zi, indicațiile terapeutice la care este indicată apa minerală respectivă. Și există și un mic subcapitol legat de istoria balneologiei stațiunii Strănic de-a lungul vremii. Eu nu pot decât să vă doresc în numele meu, dar și al doamnei Maria Dohotar, director general al editurii Magic Print, care tipărește sute de cărți ale Academiei Române și zeci de cărți de medicină, din cele mai importante, să vă doresc succes în lucrările congresului pe care îl desfășurați, să fie o tradiție, iar Strănicul să fie parte a acestui periplu sau colan, cum vrea, spunea domnul profesor, al balneologiei românești, adică al medicinei de recuperare, ca să fim mai exact. Și sperăm, tot într-o colaborare cu domnul primar, ca aceste cărți să fie mereu actualizate, aduse la zi, și ele să ofere și o întoarcere nostalgică în timp, o evaluare a ceea ce a fost bun în trecut și să ofere optimismul necesar pentru viitor. Mulțumesc! Mulțumim, domnul profesor, și un gând bun și doamnei Dohotaru. Foarte bine că ați amintit de editura Magic Print, care sprijină foarte mult Strănic Moldova. Și deja avem 2000 de exemplare de enciclopedii tipărite și distribuite, respectiv suntem foarte bucuroși pentru acest lucru. Nu vreau să mă lungesc foarte mult, aș vrea doar să vă spun că dacă cineva nu a primit, vă rog că tipărim niște exemplare, așa ca să aveți și dumneavoastră, aveți aici jurnal de impresie, eventual puteți să, chiar dacă nu sunteți pacienți, dar recuperarea stării de bine fiecare dintre noi trebuie să o parcurge, pentru că altfel nu vom fi productivi, eficienți și performanța acolo unde ne ducem. Așa că sper că aceste 3 zile de Strănic Moldova să reprezinte și o recuperare a stării de bine pentru dumneavoastră. Vă doresc o ședere plăcută în Strănic Moldova, doresc să împărtășim împreună. O să am și ocazia de seară la Welcome Dinner, nu? Și mâine seară la cina festivă. Vă invit să interacționăm, să discutăm și vă stau la dispoziție pentru orice întrebări referitoare la Strănic Moldova și nu numai. De asemenea, o să avem și vizita la Salina și vizita la Izvoare și celelalte. Aveam și eu plimbare cu telescaunul, dar vremea nu prea este prielnică, poate pentru cei care rămân miercuri aici, dar încă o dată nu vreau să închei, eu să las pe domnul președinte, dar încă o dată vă mulțumesc și apreciez foarte mult ceea ce faceți pentru
sănătate în general, dar în special pentru recuperarea medicală, utilizând resursele noastre naturale. Cred că este un moment important. De altfel, pe 25 iulie am avut aici prima ediție a unui simpozion care s-a numit Viitorul Românesc în spațiul Comunității Europene, unde a venit parlamentar din Basarabia și au venit parlamentar din România și am împărtășit aici multe dintre experiențele noastre. Parte dintre dumneavoastră ați fost prezența aici și desigur că vom continua să facem unitate pentru a fi mai puternici și mai vocali și bineînțeles să fructificăm cât mai mult din potențialul pe care îl avem noi în Uniunea Europeană, măcar cu aceeași măsură cu cât alții fructifică potențialul nostru de export de resurse umane sau altceva în Uniunea Europeană, poate că și noi putem să aducem, cum am spus la întâlnirea de la București, măcar pe frații noștri care lucrează în străinătate să-i ajutăm să vină, să-și recupereze sănătatea în România pe cheltuiala caselor de asigurări de sănătate de acolo de unde sunt ei, pentru că și ei contribuie și în Spania și în Italia, măcar dacă începem așa să facem pași posibil de realizat, bineînțeles, mărunți, am fi bucuroși. Domnul președinte, vă dau cuvântul, vă mulțumesc tuturor și în special colegilor mei din primărie, este aici administratorul public și luminița Mihaela, asistentele mele de la primărie, fără de care aceste lucruri nu ar fi posibile și cei din urmă, ca și cei din tăi consilierilor locale, reprezentați astăzi aici de doamna Dana Buțar. Vă mulțumesc mult! Doamnelor și domnilor, suntem oarecum în criză de timp. Au fost și câteva probleme tehnice pe care la început a trebuit să le remediez, dar asta ne-a consumat puțin din timpul nostru. Încep în curând, de fapt imediat după ce o să terminăm această ceremonie de deschidere, încep sesiunile internaționale. Colegii noștri internaționali ne așteaptă cumva și sunt pregătiți să intre online, așa încât dați-mi voie să declar împreună cu toată echipa, împreună cu tot prezidiul, cu domnul profesor Gonse și cu domnul primar și cu domnul președinte Dan Blendea, deschise lucrările Congresului Național de Recuperare Medicină Fizică și Balneologie. Așadar, ceremonia de deschidere s-a desfășurat. Mult succes! Lucrările noastre!